În ultimele 24 de ore, 25.718 români au primit prima doză de vaccin. Cine răspunde de campania de vaccinare din România a făcut un plan pur românesc. Știau că încep campania de vaccinare, dar au cumpărat materialele sanitare abia după ce a început imunizarea. Trei guverne au pregătit această campanie, lăsând totul pe ultima sută de metri. În final, au evitat licitațiile publice și au invocat situația urgentă extraordinară. Nu avem suficient ser pentru cei înscriși în platformă. Știm nici când vom primi cantitatea de vaccin restantă de săptămâna trecută. Deși școlile se redeschid pe 8 februarie, printre cei aflați pe lista reprogramărilor sunt și cadre didactice. Nu am primit încă niciun mesaj. Am aflat din presă că urmează să fim reprogramați. Cu toate astea, obiectivele campaniei din România rămân aceleași. Până la sfârșitul lunii martie să asigurăm vaccinarea a peste 1,2 milioane de persoane.